Problema cea mai mare pe care o au cei mai mulți dintre ei, cred că este izolarea. E derutant pentru ei și e greu pentru ei să știe că vaporul circulă o zi da, una nu, iar alt mijloc este foarte complicat, foarte greoi. Se poate și pe uscat, dar cu eforturi foarte mari. Și nu numai atât, mai este o problemă în Delta. Tinerii nu vor să mai rămână și e de înțeles lucrul acesta. Nu au oportunități acolo, nu au posibilități de a crește sufletește și profesional, nu au locuri de muncă și satele în Delta îmbătrânesc foarte mult. Cu siguranță că în afară de cuvântul lui Dumnezeu pe care vor să-l audă de la preot, mai așteaptă și altceva. Și în sensul acesta ar trebui ca pentru preoții din Delta să gândim și să oferim anumite strategii, modalități de a intra mai ușor în legătură cu oamenii de acolo și mai ales pentru a le fi alături nu numai în partea religioasă, nu numai pentru probleme sufletești, dar și pentru celelalte probleme pe care le au oamenii de acolo. Preotul din aceste localități nu are altceva de făcut decât să fie convins că alături de toate metodele pastorale pe care le-a învățat în școală, va trebui să aplice și alte metode pe care de multe ori singur le va descoperi, pentru că are în față uneori oameni puțin diferiți față de cei de la uscat. Nu știu dacă izolarea îi face mai dur, nu putem spune lucrul acesta, însă pentru a comunica cu oamenii de aici, va trebui să le înțeleagă sufletul, păsul și să vorbească, să comunice cu ei pe aceeași lungime de undă. De singura scăpare care le-a rămas la acești oameni care sunt năpăstuiți, oamenii care au fost greu încercați de viață, le-a rămas biserica, care din fericire s-a implicat mult în viața lor, cu ajutoare alimentare, cu îmbrăcăminte. Copilașii tot timpul sunt strânși la biserică, sunt îmbrăcați, sunt încălțați. Viața în sine, traiul ăsta al lor, traiul ăsta al greutățile vieții prin care a trecut, asta cred că i-a schimbat pe ei să devină alți oameni. Deci nu mai sunt oamenii aceia care erau închiși, erau cu capul tot timpul plecat la pământ, nu mai priveau în stânga sau priveau în dreapta. Ei se îngrijea, încercau din răzputeri să-și câștige traiul zilnic. Neavând preot, nu au cu ce să-și îngroape morții. Nu au unde să-și boteze copiii, pentru că suntem, totuși, acum trebuie să recunoaștem, suntem izolați aici. Sulina e la 30 și ceva de kilometri pe dig. Este un dig, vai, steaua lui, cum, așa. Murighiolul la vreo 40 de kilometri. Și ca să aduci un preot pe apă la o distanță ca aceasta, costurile sunt foarte mari. Viața e foarte grea aici, mai ales pe sezon, pe iarnă. Iarna e șale, pentru că eu am prins ierni când Dunărea a fost înghețată și 3 săptămâni. Deci 3 săptămâni n-am avut contact decât telefonic și așa, cu restul lumii. În rest, e foarte greu. Trebuie să mergi la Sulina și la Sulina, dacă e ceva, să meargă spre Tulcea și faci 2 zile când e înghețat. Deci e foarte greu și majoritatea, fiind toți preoții care au fost fiind tineri, nu s-au adaptat, efectiv nu s-au adaptat aici. Aici e plin de apă.
situația este foarte dramatică. Nu este ca în Moldova să vină viitura în câteva minute să dărâme casele, dar apa crește foarte tare, iar cetățenii nu au unde să fugă, fiind șes, practic toată zona este inundată. Veți vedea, în curând, imaginile vorbesc de la sine. Așa arată la Cetalchioi. Apă în dreapta, apă în stânga, oameni izolați, oameni părăsiți, oameni alungați din calea apelor. În anul acesta Dumnezeu ne-a încercat și pe noi cei de aici, din Dobrogea, de la Dunăre la Mare, ne-a încercat cu acest potop de ape care s-a revărsat nu numai asupra noastră, ci asupra întregii țări și asupra întregii Europei. Doar Dumnezeu poate decide pentru noi în momentul de față. Oamenii, în schimb, sunt născuți aici, sunt învățați. Bătrânii, majoritatea populației, sunt peste 60 de ani și nu vor să plece ce s-ar întâmpla. Și toți vor să rămână. Casele sunt mult mai sus față de nivelul Dunării, câteva case. Cei care au apucat și au construit-o cu mistea, în schimb, ceilalți, din păcate, au rămas fără acoperiș. Din ce știu eu, 26 de case sunt dărâmate. Vom încerca și noi să alinăm suferințele credincioșilor și a oamenilor de aici, din Cetalchioi, care, ați văzut și dumneavoastră, sunt foarte încercați și cu sprijin și de la Sfânta Patriarhie și de la celelalte eparhii din țară, probabil că vom putea să construim aceste case dărâmate de ape ale credincioșilor, pentru că prin aceasta se va arăta solidaritatea noastră și dragostea noastră, așa cum ne-a învățat Mântuitorul Iisus Hristos. Aici este un ocean de ape care aproape a înghițit pur și simplu satele din delta Dunării. Oamenii au mai multă nevoie decât altă dată. Mi-aduc aminte că în toamnă am fost împreună la Maliuc și la Letea și am produs mare bucurie credincioșilor și oamenilor de acolo, dar bucuria va fi cu atât mai mare cu cât acum, în situația aceasta gravă în care se află ei, vor simți ajutorul dumneavoastră, al Televiziunii Române, al Asociației Casiana și al tuturor al episcopiei noastre și a tuturor oamenilor de bine din țara aceasta, care, iată, vor să înfrunte stihiile apelor și să arate că dragostea față de aproapele este mai mare decât furia apelor. Trebuie buletinii ceva? Nu trebuie tatăl, nimic. Nu trebuie. Dați pentru patru persoane. Că... Patru persoane. Am și buletinii la mine. Foarte greu. Eu încă n-am, că eu stau aici între diguri, dar am fost și ancărat la alții bagajele. Cu tractorul, cu remorca. Asta este. Au căzut case încolo. Una, două, trei, șase sunt. Care au rămas fără case și mai rămân. Nu știu ce o să facem. Aici la mine, dacă vine, în jumătate de oră, praf. Praf. Nu mai știu ce să mai spun. Lăsăm și haine tot și... Am apartament în oraș la mine, nu e o problemă. Sunt alții care ce o să fac săraci.
Am întâlnit aici la dumneavoastră în zonă oameni care mi-au spus atât. Ce e de la Dumnezeu trebuie primit. Primiți suferința asta? Dacă e de la Dumnezeu. Dar jumătate este din vina oamenilor. A celor care de fapt gospodăresc delta. Asta este toată chestia. Nu este posibil să avem dig la Dunăre și să ne inunde balta. Eu am prins inundația din 70, eram copil în clasa 8-a. Știu cum a arătat atunci Dunărea. De fapt, atunci apa a crescut încet, oamenii au avut timp să-și salveze bunurile. Nu au pierdut aproape nimic din ce înseamnă bun material. Au pierdut, bine, și a fost și altă chestie, că apa a venit în aprilie-mai, deci nu era recoltă. Acum pierderile sunt duble. Afară de bunurile din casă, oamenii au pierdut recoltele. N-au reușit să strângă nimic. Eu vă spun, ăsta este un fenomen care nu trebuia să se producă. Cum să te inunzi venind apa de la baltă? Da, asta e toată chestia. Trebuia reconstruit digul, zona de bucata de dig, care a fost ruptă la inundația din 2006 și atunci satul nu ar fi avut absolut nicio problemă. Pe cine vă strage la răspundere? Eu pe nimeni! Eu am fost copil în Cetalcă, acum locuiesc în altă parte, m-am întors aici pentru că am frați aici și mâine avem parastas pentru 40 de zile pentru mama noastră. Imaginați-vă cum ne vom merge la cimitir. Mâine. Asta e.